Campioana României la volei masculin Remat Zalău a debutat cu victorie în returul campionatului după un meci dramatic la Piatra Neamț în care s-a impus cu 3-2. Zălăuane au câștigat fără prea mari probleme primul set cu 25-21 după ce au fost la conducere pe tot parcursul setului, însă moldovenii au revenit spectaculos în setul al doilea, au egalat de mai multe ori echipa oaspete și în final s-au impus cu 27-25. Setul al treilea a fost din nou la discreția echipei din Zalău, Rematul câștigând cu 25-19 pentru a ceda iar teren în setul al patrulea, câștigat în prelungiri de gazde cu 28-26, după ce ambele echipe au avut câteva mingi de set. Tiebreak-ul a adus însă o nouă desprindere a sălăjenilor, care s-au instalat la conducerea scorului încă din start, pentru ca în final să câștige la 6 puncte diferență. În urma acestei victorii la limită, Remat Zalău rămâne pe poziția secundă a clasamentului după Tomis Constanța și în fața celor de la Dinamo București. Alte rezultate registrate în această etapă: CSM-ul PS Suceava Steaua București 1-3, Știința Explorări Baia Mare Universitatea Cluj 3-0, CSM București CVM Tomis Constanța 1-3. Meciul dintre Torpi Târgu Mureș și Dinamo București nu s-a disputat, echipa gazdă fiind exclusă din campionat.